Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce ne împiedică să-i slujim pe alții? Partea a doua. Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Romani, capitolul 12, versetul 3. Un alt lucru care te va împiedica să-i slujești pe ceilalți este aroganța. Ceea ce cred și simt ceilalți nu contează pentru tine. Oamenii aroganți rare ori ajung la un numitor comun cu ceilalți. Și ei nici nu cred că ar trebui asta, deoarece, după propria lor părere, trăiesc în sfere mai înalte și nu trebuie să coboare la nivelul nimănui. Ei se așteaptă ca lumea să vină la ei. Judecătorul Louis Brandeis a remarcat, citez, 90% din controversele serioase care apar în viață rezultă din neînțelegere. O persoană nu cunoaște faptele celelalte persoane sau nu îi se pare importante și nu îi apreciază punctul de vedere. Am încheiat citatul. O piesă veche a formației Beatles are versul următor: mă descurc cu puțin ajutor din partea prietenilor. E ridicol ca cineva să creadă că deține toate răspunsurile. Asemenea, oameni pot deveni doctrinari, înguși la minte și aroganți, ascultându-și doar propriile gânduri și ignorând sfaturile și sugestiile altora. Când obiectivul tău principal este să-ți găsești argumente pentru propriul tău punct de vedere, oamenii îți vor întoarce spatele dacă ai o atitudine de tipul cum vreau eu sau deloc. Pentru a-i câștiga, trebuie să fii dispus să zidești o relație. Există o legătură între liniște și ascultare. Relațiile se întăresc atunci când îi asculți pe oameni, când îi iubești, când te interesezi de ei și când în urma întâlnirii cu tine se simt mai bine sau mai buni decât înainte. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Proverbe, capitolul 1, versetul 5.